Salut și bine am găsit pe mine, sunt Tăia, Tăia Bișoan de la Cluj și astăzi facem un vlog cu Dirty Shirt de la Poland Rock! Yeah! Vă mulțumim tuturor pentru voturi! Datorită vouă am ajuns aici, suntem foarte recunoscători! Yay, yeah, mulțumim! Yoi. Mulțumim! Mulțumim! Zâmbește la vlog frumos! Am ajuns în Polonia. Oh, wow. Ai stricat-o deja, românul. Villa Park este o sculptură. Gânditorul. Gândesc cum e să stau în parte să dorm. Și-o cheltuit ăștia tot bugetul de la Poland Rock ca să ne cazeze pătăți. Mocheta asta e cam ceaușistă, dar o iertăm pentru că miroase foarte bine. Foarte parfumel, parfumel. Ce este cheia? Momentul. Deci credeam sumerilor. Restaurantia. Ce-i doamne aia? Bune, ISFM. Incorporat, vezi? Să nu-l furi. Aoleo, fantome. Uitați ce-am primit. Este un ecoson cu numele meu. Sunt o vedetă acum. Și Miruna Puiu este o vedetă. Super, am ajuns să-mi scrie numele aici. Mă duc așa să-mi... Am venit la scenă. Ne aștepta localul ăsta. Se pare că nu ne așteptau că e închis. Facem shopping în Polonia. Minunat. Câtă pânză. Nu-mi fura job-ul. Trebuie să vii cu ceva nou acum. Mai mulți boomer, de exemplu, să atragi o nouă categorie. Am început. Sunt Teul Vișun. Bine ați venit pe vlogul meu. Wow, ce pod. Wow. Podul de piatră. Hai că faci și pentru copii mici, vezi? Mai tragic și mai frumos. Vorbim după noi, hai, ne ascundem. Uite, gonge. E ca Stranger Things. Siva, dar o făcut poză la fântânile astea. Băi, dar e normal. E normal, pentru că chiar e boomer. Boomerul este născut între anii 50 și 70. Ești a boomer de boomer, că nu știi ce e la un boomer. Ești tu pensițios? Nu. De ce? Că nu, nu. Eu cred că dacă fugi prin fântână, o să crească șansele să o dăm la vacă în... Fugi și aia! Cum te pute? Cum te arăt al băiute? Eu n-am tu. Te aveți că nici tu nu scap. Eu sunt ultima. Găsim algoritmul. Ai reușit? Asta-i vlogul meu. Matematică, bici? Nu. Am inventat o nouă modă în Polonia. Rahmătușa. Uite acolo, fetele. A venit busul după noi cu remorcă să ne punem sculele, ne lucifați. Să ne facem că filmăm ca să nu punem mâna pe scule. Eu chiar filmez, știi? Mărciul! Mergi cu domnul. Ce ponytail! Ia ce praf pe mașini. Ai putea să te angajezi la Lidl cu acest talent. Acolo e soarele. Fuck yeah! Hai să mergem la bani. După concert. Da, da, da. Intra pe bani. Rini de acolo. Ia cât logistică pe aici și suportul ăsta de pulenciu. Deci după cum vedeți, trupa se pregătește intens de concert contra soarelui. Intrăm în backstage. Uitați-vă la toate chestiile astea pe care nu le pot mânca, că am gastrită. În schimb, pot mânca paluschi. O răcoritoare ceva. Asta e, nu pot să beau, că am gastrită. Ia că Miru-i taie unghiile lui Dan. Ce unghi taie ai? Ce notă dai serviciilor lui Miru? 7. Un moment de tensiune în Dirty Shirt. Ne-am uitat la cazare sampler-ul și nu putem cânta fără el. Putem cânta, dar o să fie rău. O să fie rău, rău, nu grav. Cel mai grav lucru. Suntem la soundcheck pe această scenă mare și colorată. Ne place, ne place. Ia ce înaltă. Mamă, ce jocuri de lumini. Sperăm că o să fie mai multă lume la concert. Excelent, îmi face ăsta reportaj acest. La final facem și un featuring cu o trupă din Polonia. Hai să dăm ceva, hai să dăm ceva, că mai avem 5 minute. Ascultați cum se aude. Tu auzi mulțimea! Dați-vă ce-i fața scenei. Ceea ce, Doamne ferește, că nici nu pot număra atâta. Dirty Shirt před vami! Acesta este un mic moment awkward de liniște, ca la olimpiadă când se pregătește sportivul. Ești pregătită să cânți la atâția oameni? Bine,
să plâng numai când mor. Hai de pula! Genial, dar a fost, cred că, cel mai greu concert pe care l-am avut de dus vreodată. A fost o căldură infernală. Dansam și de-abia puteam respira și cânta. La Mirus era că s-a făcut rău, dar rămâne cochet acasă. Dacă ți-a fost frig, puteai să mai ieși, hai, păi ești ca un crab. Captain Crab. Cel mai cald concert din toată viața. M-am simțit de parcă dansez în saună. Mor. Am transpirat ca un cal și miros ca un skunk. Am făcut în pana ta, cine pula mea ești? Cine pula mea vine cu mixerul într-o plasă de rafie? Aplauze pentru Sergio, noul nostru toboșar. I s-a stricat monitorul și nu a auzit nimic tot concertul și l-a dus până la capăt perfect. Mulțumesc. Imposibil să n-ai probleme tehnice când suntem 20 de oameni pe scenă. Imposibil. Ceva mereu se întâmplă. Zis odată, fută-l Dumnezeu. Trebuie să mergem la biserică. Faceți-o sfeștanie, dați paște, spovediți. Ia ce premiu am câștigat pentru că am luat mai multe voturi. Iorini. Mulțumim, Tudor, pentru voturi. Deci premiul ăsta e șocant de greu, mă, nu te aștepți. Ce naiba l-a făcut? Le găsiți și online, să nu uitați. Mă doare și capul, deci am făcut și izolație. Dar totul e bine când e bine. Ce poză frumoasă. Aici m-am semnat eu. Și acum momentul meu preferat, momentul ospățului. Ai zis că e sărăcie. Sărăcie că nu mă lăsa să vreau cât am lucrat. Dar ce foame mie, orice e bun. Plus că e gastrită proof. Și-o revenit, săraca mie. După ce o s-a la perfuzie 2 ore. De-aia e și machiajul. S-o strica machiajul, asta e problema. Dar sunt bine, acum au avut grijă de mine. A fost drăguț. Practic se strige mulțimea. Da, pula mea, deja mă agasează. Ce vedetă. Că de fapt a strigat Cristian. O să facem bungee jumping! Ultimele cuvinte înainte de a sări. Ioi murim, ori pune în grob. Și acum hai să citim regulamentul de la bungee jumping. Oh well. Trebuie să-mi dau filmul că sunt Wonder Woman și că vreau să salvez lumea. Că altfel nu știu cum o să mă arunc de acolo. Acum îmi pun cătușele pe picioare și simt că iau razna. E foarte strâns, deci e bine. Mă simt relativ safe. E urmez și de frică. Am început chestia asta să urce și să urce și să urce și mă gândeam cât mai urcă că eu trebuie să sar de acolo, că n-are voie domnul să mă împingă. Nu vă pot explica cât de tare nu îmi venea să sar, dar n-am avut de ales că am plătit 200 de lei și nu voiam să mă fac de căcat, așa că am sărit. Fix după ce m-am aruncat și mi-am dat seama că nu mai am de ce să mă țin să mă trag înapoi, m-am gândit ce am făcut. Dar după aia am început să zbor pe acolo și m-am simțit minunat. La final m-am învârtit ca un pui la rotisor, după care m-au prins domnii. Apropo de sampler-ul ăla, a mers cineva 3 ore pe drum până la hotel și înapoi să-l aducă și nu a ajuns în timp și am cântat fără el. Pentru că a fost un concert minunat, yes, să-i dăm într-un domnul o bună cântare. Let there be light again, zise. Sviet, Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte. Lasă-vă și comentarii, stați follow pe Instagram. Nu puteți să este pentru boomeri. Să vă aprindeți clopoțelul pe YouTube, să-mi dați follow și pe TikTok. Și v-am pupat. Nu uitați la pe 2 marți. Bye!